Prieteni, vă salut! Sunt George Balmoș. Astăzi promovăm frumusețile României prin spectaculozitatea pereților de stâncă în care au fost amenajate numeroase trasee alpine. Prăpăsile zărneștilor. Sculptate în spectaculoși pereții de stâncă, pe o lungime de aproximativ 2 km, prăpăstile zărneștilor se remarcă printr-un aspect monumental, datorat pereților verticali sau chiar aplecați peste albie, cu înălțimi ce depășesc în unele locuri 200 de metri. În această zonă, temperatura scade cu câteva grade deoarece soarele pătrunde destul de greu în chei, doar câteva ore pe zi, fapt ce oferă prilej de relaxare și odihnă în răcoarea oferită de chei, pe timp de vară. Cheile zărneștilor sunt străbătute de râul Mare, care, datorită permeabilității calcarelor, dispare pe unele porțiuni, urmând să apară la ieșirea din chei. În bazinul hidrografic al acestui râu s-au format 21 de pește. Pereții ce mărginez valea au o înălțime ce variază între 100 și 200 de metri. Traseul, prin prăpăstile zărneștilor, impresionează prin spectaculozitatea pereților de stâncă în care au fost amenajate numeroase trasee alpine. Accesul în defileu se face din localitățile Zărnești și Peștera. În apropierea cheilor se află situată cabana Curmătura, importantă bază de plecare în turele din Piatra Craiului. Cei care ajung aici vor fi impresionați de atracțiile turistice ale defileului. Peștera Mare din Prăpăstii, Peștera Mică din Prăpăstii, precum și cele câteva izbucuri, din care ies Fântâna lui Potoroc și Fântânile Domnilor. Priveliștea poate fi admirată de la depărtare, din localitățile Zărnești și Peștera. Parcurgând cheile, se ajunge la locul lumii la table, unul dintre punctele de urcare pe creasta Pietrei Craiului.
Prin drumul național 73A până în Zărnești și de aici în drumul județean 112G până la fântâna lui Botorog, după care la 100 de metri drumul se bifurcă. Unul înainte către Chiei, iar celălalt către satul Măgura. Generos în obiective turistice, Zărneștiu găzduiește rezervația de urși Liberty, fiind prima rezervație pentru urși captivi din România. Reprezintă căminul a peste 70 de urși bruni europeni și a unui urs negru asiatic, aceștia fiind salvați de la o viață abuzivă de captivitate. Animalele beneficiază de locuri pentru adăpost, pentru hrană, copaci de cățărat și bazine cu apă. Puteți vizita Liberty în cadrul unui orar prestabilit în timpul verii sau prin programare telefonică prealabilă în restul anului. Oricând vi se face dor de câteva clipe de deconectare în mijlocul naturii, optați pentru o deplasare în zonele verzi și binecuvântate de liniște ale țării. Rezervația naturală Cheile Zărneștilor este o rezervație de tip geologic mix, pe care o regăsiți în județul Brașov, unde regăsiți și prăpăstile Zărneștilor, un canion îngust de-a lungul căruia domnesc liniștea și vegetația.